Bun găsit! Spre finalul anului 2015 s-a tot vărsat cerneală pe tema generic numită criza refugiaților. În ciuda eforturilor făcute de autoritățile sucevene, dramele s-au tot multiplicat cu fiecare zi. Criza emigranților nu este totuși doar criza lor, ci și a noastră. Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Siret ne-a precizat situația emigranților în anul 2015. Pe linia migrației legale, în zona de competență a structurilor Poliției de Frontieră din județul Suceava, au fost întocmite în anul 2015 11 dosare penale cu 42 de infracțiuni, în care au fost implicați 39 de migranți. Migranții au fost cetățeni originari din țări precum Afganistan, Siria, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Somalia. De asemenea, a fost deținut și cercetat un traficant de migranți cetățean ucrainean. Paradoxal sau nu, de crezut sau de necrezut, județul Suceava a fost și el gazdă pentru imigranți. Deși au fost prinși toți cei care au încercat să treacă granița ilegal, exista posibilitatea ca în continuare aceștia să pătrundă în țara noastră. Deocamdată, chiar și la nivel național, lucrurile parcă s-au mai liniștit. Nu se știe însă până când. Mulți emigranți profitau de camioanele încărcate de marfă, crezând că acolo nu vor putea fi prinși. Alții adoptau metoda invizibilului prin înnot sau unii chiar încercau să treacă granița în fugă prin locuri mai puțin vizibile.